Proiectul Dunărean este un parteneriat între teatrele din Giurgiu și ruse și și-a propus punerea în scenă de piese românești cu regizor român, dar actori bulgari, apoi montarea unor piese scrise de autori bulgari cu regizor bulgar și actori români. Fiecare piesă este jucată în ambele localități și este subtitrată atunci când se joacă pentru spectatorii de altă limbă decât cea a actorilor. В рамките на близо 3 години, аз не го казвам това, ние минахме моста с театралната култура и направихме едни много добри връзки между българската и румънската театрална култура. În decurs de 3 ani, eu întotdeauna repet acest lucru, nu am trecut peste pot cu cultura teatrală bulgară și română, și am creat niște relații foarte trainice. În debutul celei de-a treia ediție a proiectului teatral Dunărean s-a jucat drama 46 de pași, scrisă și regizată de Orlin Diacov și interpretată de actori români. Cupidon se odihnea în somn adânc. Proiectul a continuat cu piesa Nu aveți un mor de vânzare, scrisă de Mircea Meionescu și regizată de către Cristian Ioan, piesă în interpretarea actorilor de la Teatrul din Ruse și aplaudată la scenă deschisă. Mai multe amănunte despre proiectul de ieri de la ruse, precum și interviul cu actorii, dar și cu regizorii spectacolelor, puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.